aplauze pentru Alexandra, prima dată la lumea Seo TVC. Bun, acum să... Merge pe PDF cu... Da, nu știu... Bine! Merge? Da, merge. Control L. Mersi, mersi. Pentru puțin. Bun, salut! Sunt Alexandra. Astăzi o să vorbim puțin despre Google Updates la modul conținut off-page. George ne-a povestit puțin despre Penguin, despre cum s-au devalorizat link-urile, despre cum s-a devalorizat anchor textul. Eu o să continui să vă povestesc despre un update care încă nu s-a întâmplat, încă nu a avut loc, dar mergem în direcția asta și probabil că va avea loc în 2014. Ok. De ce vorbesc despre asta și cine sunt? Fac parte din agenția Inbound Marketing Vertify, unde mă ocup de PR digital. What the hell is PR digital? PR digital este PR optimizat pentru search. Și mă mai ocup și de partea de brand publishing, pe care mulți dintre voi o cunosc ca și content marketing. E ceva foarte un hype acum, sigur ați auzit. Cred foarte mult în serviciile acestea două, în PR și SEO, pentru că îmbinate strategic aduc foarte multă valoare unei campanii, mai ales pe canalele earned și owned, și ajută foarte mult la în afară de beneficiile SEO, ajută la creșterea unui brand, ajută la retenția și la retenție și la ușurarea ciclului de vânzări. O să vedem cum mai încolo. Ieri a fost publicat un studiu, un survey anual de la Moz, poate l-ați văzut, dacă nu, o să spun că în top 5 activități în search engine marketing este content marketing-ul, acel brand publishing de care vă spuneam, și peste 3700 de profesioniști au răspuns în acest studiu, se pare că it works, and it works for us. Una din tacticile cele mai folosite în content marketing în anul 2013 a fost guest posting-ul, guest blogging-ul. Câți dintre voi ați folosit sau ați auzit? Ok, it's good, verde. Așa. Și în lumea asta a fost Penguin, în care toți vrem link-uri contextuale, toți vrem link-uri editoriale, supra-folosit această tactică, care a devenit defaultul industriei. Să scriem conținut pe alte site-uri pentru a avea un link în bio sau cine știe altundeva. Bun. În lumea asta post-Penguin au fost două direcții în principal. Una a fost a agențiilor care s-au adaptat și au apelat la strategii de diversificare, strategii de crearea conținutului pentru user, care întâlnește intentul userului. Pe cealaltă parte, au existat campanii scalate prost, să nu se înțeleagă că sunt împotriva automatizării sau a scalării. Nu știu să fie de apă. Bine că nu știu poți automatizării. Deci nu sunt. Însă au fost implementate foarte prost. Din cauza asta au existat foarte multe warnings din partea echipei de web spam de la Google. Ne pot spune un pic ce înseamnă că a fost implementată scalarea prost? Scalarea în felul următor. S-au automatizat campanii de conținut de 300 de cuvinte, să zicem, deci foarte slab calitativ. Dar niște apă ca să vă dar ai grici. Voice juice, zicem. Da, e prima prezentare în caz că nu foarte mult, da. Vine cu scalarea. Bun, scalarea s-a întâmplat în felul următor în campaniile de guest posting. Au existat, de exemplu, în agenție o persoană care era research, marketing sau cine știe ce, care publică sub un anumit authorship
guest posturi pentru toți clienții pe diferite site-uri, deci cu un obvious footprint. George a vorbit de fingerprinting, eu vorbesc de footprinting. Și... deja la nivel asta. Da. Ok. Am înțeles că s-a interzis nifomania tu, sau... Da, din păcate. Ok. Deci, se pot automatiza task-uri din campanii de content marketing, însă nu întreaga campanie. Deci, practic, recomandarea ta este să se automatizeze ceea ce știm exact cum funcționează. Task-urile, de exemplu, găsirea e-mail-urilor, lucruri de genul ăsta, evaluarea unor metrici la nivel de domain sau la nivel de social. Astea pot fi automatizate, pot fi scalate, un proces poate fi scalat. Însă nu scrierea, da, pentru că, de exemplu, dacă scalezi și automatizezi un articol, ajungi la article spinning, ajungi la... Da, și spinning nu sunt mai practic? Nu, o să vorbim despre asta în câteva secunde. Ok, aici sunt warnings-urile, o să fie cu link-uri către fiecare video în deck la sfârșit. Și poți să fac o glumiță pe fiecare reprezentanțe alare pe... Da, e ca o... Cu, pus așa cu un bullseye pe ăla, știi, și anume tot un gânier, nu? Ce faci? Ce de genul? Nu tot timpul, nu tot timpul. Adică mie a plăcut panda, la fel și pinguin. Însă acum... Dar cine este? Cine este? Mercat este head-ul website-ului de la Google. Prin el se comunică toate schimbările pe care Google le face la algoritm, toate update-urile și cam, în cazul ăsta se avertizează business-urile în privința unor tactici care nu mai merg, care se devin spam. Ok, toate warnings-urile astea au culminat cu anunțul lui Matt Katz că guest posting-ul va deveni sub noile principii, va fi spam, practic, după noile guideline-uri de calitate de la Google. Ok. So, what's going on? Vor exista guest posting penalties? Nu știu dacă vor exista sau nu, nu vreau să dau cu părerea speculativ, însă ce are sens să targeteze un astfel de update ar fi, cum am vorbit și cu Ionuț, spinned articles, duplicate content și conținut pe care îl scriem singur pe site-uri care nu există control editorial sau foarte puțin control editorial și pe site-uri în care ne permitem să folosim anchor text, exact match sau keyword rich money. Scuze-mă o secundă, doar să mă asigur că înțeleg. Deci, guest posting-ul este, să zicem, eu am scris un articol în, nu știu, a fost dat, de exemplu, mai devreme, New York Times. Am scris un articol în New York Times, l-am copiat, l-am pus pe site-ul meu. Asta este guest posting sau pentru simplu fapt că eu, cu numele meu, nume, prenume, totuși mi-am făcut un link la site-ul pe care scriu în mod normal, la blogul meu, asta va fi afectat? Asta va fi considerat spamming sau nu înțeleg eu falsul de fapt? Forbes, New York Times, Craft, sunt site-uri de publishing care, de când au avut media, au existat contribuitori. Este foarte silly să spui că site-uri de genul Forbes vor fi afectate din cauza că au guest posting. O să vorbim și despre asta puțin mai acolo, însă... atunci când tu vrei să construiești link-uri către site-ul tău prin articole foarte slabe calitativ care au link-uri exacte pe cuvinte cheie, da, acela este spam acum în ochii lui Google. Am înțeles, hai să-mi spun. Poate ar fi mai explicat ce e guest posting-ul. Guest posting-ul e... Guest posting-ul este scrierea de articole, în principal acestea sunt articole scrise pe care le plasăm site-ul. Am să vă spun un secret, dar de fapt nu este niciun secret. Totdeauna am știut ceea ce consideră Google a fi că manipulează algoritmul și deși am știut, iată că deși timp după timp s-a targetat anchor text-ul și
Am știut că asta va afecta, am apelat totuși bătoare la guest posting ca și tactică de promovare. Însă, deși în link scheme-urile au început cu adversoriale, care, după cum vedeți, optimize anchor text. E ceva recurent în toate, adăugările la link schemes. Optimize anchor text și după care au fost press release-urile, comunicatele de presă, care, la fel, Google l-a targetat doar pentru că erau puse pentru a afecta, pentru a păcăli motorul de căutare, a rancui un site mai sus. Iar acum, cum v-am spus, large scale article marketing și guest posting poate fi considerat spam dacă este făcut într-un mod foarte slab. Ok, Google really do that? Pentru că de multe ori Google spune multe și nu prea să fac multe, însă vreau să vorbim puțin despre scopul original al guest posting-ului. Cum a apărut guest posting-ul? Și, sincer, guest posting-ul e la fel de vechi de ca media, practic, pentru că contribuitori au fost dintotdeauna și scopul original a fost să ofere conținut expert către audiențe mai mari, într-un mod natural. Iar rezultatul acestei contribuții era un credit pentru faptul că ai fost util cu acea contribuție unei audiențe noi. Ce se întâmplă acum din punct de vedere al guest posting-ului? Așa cum am spus, lumea cumpără sau scrie singură articolul de 300-500 de cuvinte cu Optimized Anchor Text și dacă vă mai amintiți, e ca pe vremea directoarelor, este chiar echivalentul directoarelor în care construiam link-uri cu Optimized Anchor Text. Și toate aceste link-uri din bio sau link-uri supraoptimizate construiesc un profil foarte evident de link-uri, un footprint foarte evident pe care Google îl poate targeta foarte ușor. Dacă eu pot să fac asta în câteva ore în Google, cam asta se întâmplă la noi acum. Cam așa e. Și aș vrea să vorbesc azi despre cum să facem, cum să trecem la nivelul următor și să facem real marketing shit. Și am vrut să vorbesc despre câteva puncte, despre procesul pe care l-am folosit și eu și pe care l-am învățat și eu, m-am gândit că ar fi util. Ok, unu, aș vrea să schimbăm felul despre cum vorbim despre guest posting. Hai să nu mai vorbim în termeni și guest posting, guest blogging. Doi, aș vrea să avem goluri reale și strategice în privința conținutului pe care le plasăm pe alte publicații. 3. Aș vrea să publicăm conținut numai pe publicații strategice, reale, unde există audiența. 4. Aș vrea să piciuim conținut interesant, să nu mai dăm advertoriale și să credem că este un articol de o contribuție de expert. Iar 5. Aș vrea să construim într-adevăr parteneriate și să le menținem cu publisherii. Pentru că mi se pare că sunt cei mai abuzați din lumea asta, publisherii și bloggerii. Nu știu, avem o sală publisher, blogger, ați primit vreodată un request de guest post. Sunt groaznice. Ok, de ce ar trebui să ne testăm toate astea? Pentru că guest posting-ul folosit ca tactică într-o campanie de marketing poate aduce foarte multe beneficii. Și nu numai beneficii de branding, de exposure, de traffic, beneficii SEO, care știu că contează pentru toată lumea de aici din cameră. Ok, hai să vorbim de ce să nu mai spunem guest posting, de ce să nu ne mai gândim la guest posting ca la guest posting. Hai să facem un shift de la guest posting la editorial contribution, byline. Share it?
Și puteți să mă ceți la zi. Era o reclamă, shift. Aș vrea. Ok. Bylines, features, expert column, sunt termeni pe care jurnalismul, pe care media îi folosește. Vă rog, nu vă duceți la un jurnalist și să spuneți că vreți un guest posting. O să se uite așa. Nu știu ce înseamnă. Spuneți că vreți un byline, spuneți că vreți să contribuiți în mod editorial. O să fie altfel primit. Chiar dacă e doar o chestie de wording. Contează. Fiți un published author, nu fiți doar un guest sponsor. Aș vrea să ne gândim la site-uri, nu ca site-uri, bloguri, aș vrea să ne gândim ca la online publications, ca la publicații pe care am vrea să fim featured, pe care ne-ar ajuta să, de exemplu, dacă am obține un badge de la ei, că am scris pe acel publication, ne-ar ajuta, practic, conversia pe site. Aici am vrut să reamintesc despre goal-ul cu guest posting-ul. Aș vrea să ne gândim la guest posting, într-adevăr, ca la brand content distribution, pentru că exact asta este. Și fiecare guest post ar trebui să reflecte branding-ul, vocea brand-ului și valorile. E foarte important să gândim așa, pentru că până la urmă aceste contribuții editoriale pe alte site-uri ne ajută să ajungem la alte comunități și fiind primul punct de contact cu aceste comunități, este important să do it the right way ca să le reținem atenția. Ar trebui să ne gândim la guest posting și din punct de vedere al traficului. Trebuie să primim trafic, dar relevant, trafic care are șansă să convertească, nu doar trafic. Și bineînțeles, cred că toată lumea de aici vrea să fie thought leader și pe domeniul UX, sunt sigură, nici nu trebuie să mai ridicați pe lucruri. Cred că toată lumea vrea să fie expert pe domeniul UX de aici din sală, de asta nici nu mai zic ridicați mâna. Ok, pe partea define real publications. Aș vrea să gândiți în felul următor, aș vrea să gândiți dacă audiența voastră e acolo. Dacă, așa cum am spus, dacă ați obține un badge că ați scris pe acel site, ar ajuta utilizatorii să cumpere mai ușor de pe site? Audiența voastră, pentru audiența voastră ar fi un semnal de încredere că ați publicat ceva pe acel site? Nu știu, dacă Vertify a publicat ceva pe Moz, poate, cred că a fost un semnal de încredere pentru fel de anumit clienți. Ok, și în ultimul rând, trebuie să verificați și metricile la nivel de domeniu și la nivel de social. Sunt importanți, chiar dacă audiența voastră e acolo, nu puteți merge pe site-uri penalizate. Faceți un search după numele site-ului, vedeți dacă e indexat, dacă nu e SEO-ul. Ok, nu faceți așa ceva, nu căutați guest posting în rele.ro sau site-uri care acceptă guest posting. Asta nu e prospectare. Gândiți-vă în felul următor. Ați vrea să cumpărați spațiu publicitar pe orice site care oferă spațiu publicitar? Nu cred. Ok, și aici e un punct foarte tough cu care mă întâlnesc zilnic. Pitch interest in content. Wow! E foarte greu, însă trebuie să facem diferența între advertorial și expert contribution. Atunci când piciuiți unui jurnalist, unei publicații, trebuie să știți exact ce aveți de spus, exact ce puteți scrie, exact ce informații puteți oferi. În niciun caz nu merge și spuneți că aș vrea să public ceva, știți cum v-ați ajuta să scriu? Nu. În al doilea rând, dacă aveți o idee și e bună, verificați pe site, vedeți dacă a fost deja dezbătută. Dacă a fost, nu mai bateți câmpul, ca să zic așa, adică nu mai încercați să duceți aceeași idee. Și nu în ultimul rând, nu faceți doar guest blogging, scrieți și pe site. Consolidați-vă blogul, consolidați-vă site-ul și investiți și în alte formate de conținut, nu numai în articole. Ok, pentru că știu că asta e un punct pe care foarte multă lume îi doare,
Știu că e foarte greu să vii cu ceva interesant, să mergi la o publicație și să nu ți se ceară bani pentru o contribuție, pentru un guest post. Așa că vreau să vă spun câteva low budget online PR tactici care vă pot ajuta în a aborda o publicație cu conținut interesant. 1. Look into your own analytics, please do. Am văzut că sunt foarte multe magazine care, de exemplu, să spunem că ai un magazin și persoane din Moldova, eu sunt din Moldova, de exemplu, persoane din Moldova cumpără foarte des un anumit tip de produs și față de persoane din Ardeal. Și îl cumpără și la o bore din zi, ceva mai ciudat. Nu știu despre ce vorbesc acum. Ok, e ceva interesant. Deci puteți vedea demografic, persoane tânere sau persoane mai în vârstă. Ce faceți cu informația asta? Găsiți corelați, faceți o legătură și promovați către publicațiile locale. De vedere, pentru că au nevoie de informații au nevoie de informații locale. Iar elementul acesta de proximitate ajută foarte mult la preluarea unei știri. Mai există anumite tactici pe care vi le recomand să le căutați, cum ar fi PR Sans, cum ar fi newsjacking. Îmi amintesc că când a fost protestele cu Roșia Montană, un anumit brand de bere și-a făcut reclamă tocmai prin faptul că era golden as gold, legătura cu Roșia Montană de ser. Ok. Mai puteți folosi survey-urile pe care le recomand, sunt foarte utile și sunt foarte ușor de preluat de către media, pentru că e într-adevăr ceva ce pot acoperi și ajută și la credibilitate. Dar ceva absolut obligatoriu pe care aș vrea să-l faceți, chiar dacă lucrați cu agenție sau nu, aș vrea să știți care este conținutul sezonier și conținutul specific de industrie pentru business-ul în care sunteți. Este foarte ușor de făcut Google Insights, Google Trends, folosiți, vedeți și veți ști pe parcursul anului ce subiecte pot apărea în anumite momente ale anului. Media e foarte previzibilă. Există evenimente care se repetă an de an și care rămân neacoperite, din păcate. Intrați pe ele, vor fi foarte ușor preluate. Stai un pic, am o întrebare. Ce e un brand de bere care s-a legat de RMGC în perioada protestelor, da? Ei atunci au promovat berea blondă. În același timp, în perioada respectivă, pușuiau foarte tare pe berea brună. Ți se pare ok că a făcut întotdeauna un shift din a pușui berea brună foarte tare pe toate canalele de marketing ale lor, către bere blondă, nu șintinează oarecum mesajul care pot să-l transmită, nu deviază oarecum de strategia de marketing tradițională? Am înțeles. Într-adevăr, comunicarea lor spune că a fost pentru berea brună și deodată au mers către berea blondă. A fost despre implicarea într-o comunitate și despre arătarea unui suport către activitățile pe care acea comunitate le avea. Dacă venea fără nicio legătură, fără nicio corelație între eveniment și bere, ar fi părut pur și simplu ca un sponsor. Însă prin simplul fapt că face o corelație între două chestii, ajuți ca mesajul să fie recepționat mai bine. Da, nu-ți dai oarecum cu stâmbul în dreptul. Nu a fost un brand. Dacă asta e întrebarea, dacă a fost un brand. Nu, n-a fost un brand, dar tu ca brand ai două produse mari și late, da? Bere blondă și bere brună. Și încerci să pușești berea brună, e nouă, ai scos-o nouă acum și vrei să prindă. Și din urmate, în timp ce crește, îi dai și la două. Am pus 100 de un mix de marketing integrat pe bere blondă. Păi nu, de asta dar că se pare o tradiție ok. Se pare foarte ok, cam îți fix pe momentul respectiv. Te val, a fost real-time marketing, dacă vrei așa. Îmi place bazul ăsta, e foarte sănătos să fie întrebări, să... Nu,
important. Deci, deci nu, din punct de vedere PR, frate, zi. Dacă ți se par ok, ține cont de cușeaua foarte tare în produs, să scoate pe cealaltă foarte mult în față, ăla mic rămân tot și în umbră. Again. Nu a fost vorba de un produs, a fost vorba de un mesaj care susținea o comunitate. Chiar dacă, din punct de vedere al marketingului tradițional, cineva dintr-un board meeting ar fi zis să pune pe radună, obviously. Nu mai era ideea. Deci nu mai era ideea. Dar doar dacă ți se pare ok, ca în momentul care... Eu aș făcut-o la fel. A zis că e ok. Da. O să dau de newsjack. O să dau un exemplu în care newsjacking a mers foarte prost. Un model din state a fost uraganul acela Sandy, da? Și a vrut practic să-și facă promovare ca model pentru diferite campanii. S-a pozat în diferite locuri unde Sandy a făcut tot felul de dravagii. A primit foarte mult hate pentru chestia asta. Într-adevăr, a fost un newsjack greșit, pentru că brandurile ar trebui să meargă acolo unde rezonează cât de cât cu audiența, strategic, și unde pot fi asociate cu acel eveniment. Deci nu numai, ok, asta este popular, I'm gonna do it. Nu. Asta e, mergem înapoi la mindless guest posting, ok? Mindless marketing. Și încă un tip care e încă o tactică foarte utilă și foarte ușoară. Căutați pe site-uri, pe publicațiile pe care le vizați, resurse outdated. Contactați acele publicații și spuneți-le că vreți să le îmbunătățiți. Asta poate fi o galerie foto, poate fi o galerie video, poate fi un kit de folosire a unui produs, depinde de publicație. Și vreau să vă am dat exemplu cu Newsjack, aș vrea să dau un exemplu și cu Look Into Your Own Analytics, pentru că poate fi a big gem right there, și aș vrea să dau exemplu cu Pornhub, pentru că în SEO sunt foarte mulți tipi, mă gândesc că o să ne placă vostru. Cine a scris despre Pornhub ever? Ce publicație serioasă ar putea să scrie despre Pornhub? Cine? Ce publicație serioasă ar putea să scrie ever despre Pornhub? Deci știu, deja am auzit Pornhub în seara, zicea mole. Mă văd, tough, rough, pitch, fingerprinting, footprinting, deci pe bune? E o campanie de aducere a filmului Nicomedie până acum în România. Ok, să vă spun ce a făcut Pornhub. Da, lumea pornă pe BC, nu? Dacă milităm pentru readucerea filmului, poate. Ok, ce-o... Ok, încerca și lumea se opor, da? Nu mai e bine acolo. Nu, pornă pe BC merge mai bine, aliterația aia pe BC. Ok. Ok. Ce l-a făcut Pornhub pentru a obține coverage de pe multe publicații de calitate? A deschis o pagină de insights. O pagină de insights care monitorizează traficul și îl corelează cu evenimente foarte importante din America. De exemplu, care a fost traficul pe Pornhub când au fost alegerile prezidențiale? Da, este un site. Hai să ne uităm câte link-uri a primit Pornhub Insights. Aveam 321 de referring domains, 321 de site-uri care au pus 4500 de link-uri. Deci a fost asta încerc să explic. A fost scris despre Pornhub Insights numai o dată, de nenumărate ori. Pentru că acei... Îi bagă în considerare toate celelalte firme care se asociază cu Pornhub, nu știu, Nubile, Joinin... M-am uitat doar la Pornhub, pentru că au pagina aceea de Insights care a
a primit foarte multă atenție. Lăsând gluma la o parte, consider că există asociați, practic, afiliați la Pornhub și cei pe care ziceam, Mobile Films, Joining și nu știu ce, Brazers și toți alții. Bun, plasează firme acolo, m-au auzit la cineva. Dar plasează firme acolo, sunt direct interesați să dea link către Pornhub pentru că este zona lor. Înțeles, însă eu am verificat aici doar pagina de Insights. Ah, ok. Deci am văzut doar pe pagina de Insights, care au obținut presupresul de link-uri. Ok. De curând, Insights a făcut o chestie și mai mișto. A făcut ce se întâmplă cu traficul pe Pornhub când temperaturile scad. M-am zis să fac un prescreen la chestia asta pentru că uitați-vă cum e afară. Poate rămâne în zătezit aici. Și guess what, când crește. Traficul. Acum că am aflat câteva tips and tricks despre cum să obținem coverage, vreau să vin despre cum să construim relații cu publisherii și e foarte important să nu mai facem one night stands. Să contribuim în mod recurent. Dacă, și nu să fim contribuitori inutili, practic, sau irelevanți, care contribuie rând în conținut. Nu. Comunicați publicații care este calendarul vostru editorial, comunicați oportunitățile pe care le aveți de-a lungul anului și lăsați-i să înțeleagă că veți scrie doar în mod care este relevant și pentru audiența lor și pentru voi. Ok, în afară de asta, get that traffic, e foarte important pentru ei și promovați cât puteți acele contribuții, vor fi apreciate. Bun, ok, SEO benefits, we're all here for that. Where's my SEO man, where's my SEO? Fac toate astea, dar pentru ce? Numai pentru branding, exposure traffic? Am nevoie de SEO benefits. Și sunt acolo sus, mentions, toată lumea știe ce înseamnă mentions, co-citations, co-occurs. Dacă nu știți exact ce înseamnă, o să vă explic varianta foarte simplă. Co-citations. Yes, you can link out. Este legătura dintre două site-uri sau mai multe pe care Google o face și prin care oferă beneficii la acela SEO. Co-occurs. Stop giving a damn about anchor text. Co-occurs. E practic legătura semantică dintre un brand și un set de tip de cheie. So, say no to anchor text, say yes to tacos. So, exact match anchor text este un concept outdated și aș vrea să renunțați la el cât puteți. Ca la exact match, nu? Doar la exact match anchor text. La exact match anchor text aș vrea să renunțați și să aveți un approach mult mai sănătos în privința lui. Unu, aș vrea să folosiți mai mult branded, pentru că până la urmă asta vreți să creșteți. Nu vreți să creșteți o serie de cheie, vreți să creșteți un brand. Iar doi, puteți folosi, dacă nu funcționează pe brand, puteți folosi long tail foarte ușor sau puteți lăsa la mâna editorului, cum ar veni. Ceva natural va folosi ce îi se pare lui editorial fairness. Ok, key takeaways. How to guest post in the occupation. Aș vrea să ne întoarcem de la source of lead generation care a fost inițial și aș vrea să fie o tactică pentru branding, pentru traffic, pentru exposure. Aș vrea să investim în alte tipuri de conținut în afară de articole, pentru că articolele au devenit o comunitate. Aș vrea să facem video, aș vrea să facem galerii foto. Aș vrea să facem pagini interactive, jocuri, chestii chiar interesante. Bun, și aș vrea să consolidăm conținutul de pe site, adică nu începeți o campanie de guest posting fără a avea tot ce trebuie pe site. Și aș vrea să nu vă pierdeți speranța în guest posting. Uitați un guest post pe Google Analytics blog. Uitați un guest post pe Netcats blog, care a anunțat moartea guest posting. Deci, asta este un guest post de la Distill. Au făcut o resursă pentru small business owners, pentru un guide de Google Analytics. După care au mers la Google Analytics, le-au spus despre guide și au spus că vor să scrie despre pe blogul lor și au lăsat. Deci, aici avem un exemplu ideal. Aici avem un exemplu de guest post pe Mercasio. Ok, și am și un PPC tip. Dacă vă vine spre, eu nu fac PPC, însă
Uneori îmi vin idei pentru PPC, pe partea de conținut. Aș vrea, dacă simțiți că conținutul nu e preluat, dacă simțiți că are nevoie de un boost, încercați bidding on no competition informational keywords. Pentru, mai ales dacă aveți resursa necesară pentru acel informational keyword. Da, chiar trebuie să explici. De exemplu, eu caut un ghid pentru, nu știu, pentru vopsirea părului. De exemplu, din zona medicală, prin așa. Din zona medicală? Ok, îmi caut, nu știu, aflu că am probleme cu vederea și vreau să cumpăr lentile de contact și caut lentile de contact. Caut cum să-mi pun lentile de contact. Dacă aș vedea un ghid de lentile de contact în zona de PPC, aș putea să intru mai ușor acolo, nu? Ar fi o șansă în plus de real estate pentru ghidul brandului respectiv pe care aș putea să dau click. Competiție mare. E o competiție mare. Ok, mulțumesc. Dacă aveți întrebări pentru ea, întrebări. Bine. Aș vrea să te întreb care ți se pare ție cea mai bună abordare de a piciui un publisher, un jurnalist sau un blog. Cea mai bună? Adică nu, de pitching înseamnă să-i propui, cum e pitching? Pitching. Da, să ne spui ce înseamnă pitching. Da, ceea ce încerc în ultima vreme să fac e în felul următor. Pe site-uri care au date, încerc să le propun vizualizarea datelor și încerc să le propun, ok, o să fac eu asta pentru tine. Asta e un exemplu, adică încerc într-adevăr să fiu util cu bloggerii, asta e pe partea de publisheri mari, care într-adevăr au un set de date, care publică, nu știu, niște vânzări într-un anumit domeniu, ceva în genul ăsta. Pe partea de blogging, mă fac utilă, adică, frate, nu mai ai drept la blog. Hai să ți-l fac eu. Lucruri de genul, adică chiar încerc să văd cu ce aș putea să-l ajut. Dacă vorbim numai de articole, adică partea cea mai ușoară din punct de vedere al clientului, aș încerca numai cu conținut sezonier în prima fază, ca să fie relevant și pentru brand și pentru audiență. După care aș încerca să dezvolt relația mai mult, să înceapă și publisherul să aibă încredere în mine, să vadă că îi aduc trafic și să mă ocup de random affinities. E un concept de anulare sigurului, știi? De exemplu, dacă scriu pe un site care, nu știu, are... e despre câini și eu sunt un brand care are produse pentru a te menține în formă, poate aș putea să scriu un articol despre how to use your dog to get in shape. Asta e un random affinity. Înțelegi? Adică aș vrea să merg în direcția asta, să servez conținut și altui tip de audiență. Poate problemă destul de mare la site-urile de publishing este că deși au destul de mulți jurnaliști care scriu poate pentru site-urile respective. Deci au destul de mulți jurnaliști care scriu pentru site-urile respective. Acei jurnaliști nu au niște date de contact, nu au un profil de Facebook. Uneori nu am nici G-Plus, îmi arată și... Nu au absolut nimic. Cum poate să ajungi aici? Nu te duci la... Da, trebuie să ajungi... Dacă vrei să scrii la sănătate, trebuie să ajungi la cel de pe sănătate. Poți să suni la redacție, am mai făcut chestia asta, poți să dai... Tot ca o ținuilor, îți recomand ghidul meu. Pentru găsire. Mulțumim mult, Alexandra. Hai să facem și eu un selfie. Cum e selfie cu doi? Mulțumesc mult! Ok! Și mai avem...